Un profesor de la gimnaziul din satul Sărătenie Raionul Leova a fost suspendat din funcție pe perioada unei anchete inițiate după ce acesta ar fi agresat în data de 1 februarie un elev. Iar directoarea școlii s-a ales cu o avertizare pentru că nu ar fi raportat cazul, susțin reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, care s-au autosesizat două săptămâni mai târziu, solicitând direcției de învățământ raionale să examineze cazul. Prin urmare, reprezentanții direcției au demarat o anchetă de serviciu. La școală s-a deplasat o comisie, un psiholog a lucrat cu copilul care ar fi fost lovit, iar în cadrul instituției au fost efectuate chestionare anonime pentru a stabili dacă învățătorul a fost implicat și în alte cazuri de violență. Între timp, Procuratura Raionului Leova a inițiat un dosar penal pentru faptul tratamentului inuman și degradant, infracțiune care se pedepsește cu până la 8 ani de pușcărie cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de până la 10 ani. Directora instituției de învățământ din localitatea Sărăteni a refuzat să vorbească cu jurnalistul One TV.